Incendiul a izbucnit la o hală de depozitare uleiuri, diluanți și vopseluri din localitatea Florești din Prahova. Hala este baza de aprovizionare a unei companii de petrol și gaze cu activități în sectorul explorare și producție, rafinare și marketing gaze naturale și energie. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Vopseluri! Da, 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 sunt vopseluri! Atrage-le asta un pic! Vai 28 de pompieri cu 6 autospeciale au intervenit pentru stingerea focului. La sosirea lor ardea cu flacără deschisă pe 500 de metri pătrați. Misiunea a fost dificilă și periculoasă din cauza produselor inflamabile depozitate în interior. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat și nu s-au înregistrat victime. O anchetă va stabili de la ce a pornit focul.